Veste cumplită despre Schengen. România primește lovitura finală, nu vedem niciun sens. În contextul în care Suedia a preluat președinția semestrială a Consiliului UE la data de 1 ianuarie 2023. Un diplomat suedez a spus când și în ce condiții ar putea iniția un vot în legătură cu aderarea României și Bulgariei la spațiul Schengen. Lars Danielson a spus că Suedia nu va iniția un vot privind aderarea României și Bulgariei la spațiul Schengen dacă nu se ajunge la un acord cu țările care s-au opus primirii celor două țări în zona. De liberă circulație europeană. De asemenea, diplomatul suedez a subliniat că Suedia nu a fost niciodată împotriva aderării României și Bulgariei la spațiul Schengen. Președinția suedeză a Consiliului UE va discuta despre aderarea României și Bulgariei la spațiul Schengen. Acesta a asigurat că președinția suedeză a Consiliului UE va purta discuții în legătură cu următorii pași. Acest lucru, evident, include cele două țări vizate, precum și țările care au indicat că au o problemă cu acest proces. De asemenea, observăm că unele dintre motivele pentru care în decembrie nu a fost o decizie pozitivă nu sunt legate în mod direct de chestiuni europene sau de prerogativele președinției. A spus Lars Danielson. Noi am început deja consultări bilaterale cu părțile afectate. Nu pot spune acum când aceste discuții vor oferi ocazia de a repune chestiunea pe agenda Consiliului Justiție și Afaceri Interne. În opinia noastră, cu cât mai curând, cu atât mai bine. Însă, nu vedem niciun sens în a pune chestiunea pe agenda înainte de a fi clar că există o șansă rezonabilă de a obține aprobarea în Consiliu. Așadar, vom încerca să facem asta în timpul președinției suedeze, dar nu pot garanta că se va întâmpla. Asta nu depinde în primul rând de noi, ci de părțile implicate, a adăugat diplomatul suedez. Pe data de 8 decembrie 2022, Austria și țările de jos au blocat aderarea României și Bulgariei la spațiul Schengen. Pentru a se ajunge la un acord în acest dosar, este nevoie de unanimitate în rândul statelor membre. Potrivit președintele bulgar Rumen Radev, este de părere că ne putem aștepta la o rezolvare cel mai târziu în luna octombrie a acestui an.